Salut, bine v-am găsit la un nou episod din Witch It. Sunt aici împreună cu pisica. Bună. Și astăzi, din nou, în joculețul acesta, știu că vă place foarte mult Witch It și un fel de tradiție deja pe canalul nostru, așa că nu uitați să apăsați butonul de like dacă vă place și dacă mai vreți și alte episoade. Și la episodul de astăzi, pisica, nu o să punem target de like-uri deloc. Okay. Vreau ca ei să apese pe butonul de like. Cât de multe like-uri se vor strânge, atâtea se vor strânge, dar vreau să vedem susținerea pentru această serie minunată și nemuritoare, să zic așa. Ia să vedem cu ce să mă transform aici. Adică sunt netransformată, capitaniu. Păi și eu nu prea sunt transformat, dar nu. Acum ce să faci? Încerc să găsesc un loc mai de Doamne ajută. Și eu nu știu unde să mă ascund, capitan. Gata, m-am pus periuca. Nu e cel mai strălucit loc, sincer să fiu. La mine nu e cel mai bun. Sub nicio formă. Adică, da, dar, o să încerc să rezist. Deja aud sunete de jur împrejurul meu, cred că ăștia deja vin. Deci, am crezut că văd un grăsus pe mătură. Asta ne mai trebuia să mai și zboare grăsuții acum, că nu e de ajuns că ei vin aici și ne prind imediat. Ia stai că vreau să mă să văd. Nu. Grăsuții sunt grăsuții. Stai că încerc să mă așez mai bine. Bă, vine careva încoace, sper că... Mamă, unul în fața mea, păi, a fost prins. A sărit cu burtoaca pe bă, el. Bă, dar n-am niciun loc bun de ascunzătoare, nimic. Dar nici eu, sunt foarte la vedere. Deci foarte la vedere sunt. Încerc să mă strecor pe aici, ok, să mă fac când m-am transformat deja în alt obiect. Eram o roșie și nu de alta, dar roșia pe zăpadă, adică zim tu că n-o vezi. O vezi instant. Știu. Bă, mai era cineva, mai era cineva ascuns ca și mine și îl prinde pe ăla. Mamă, cât noroc să ai. Păi da, dar vezi că poate el te știe acolo și o să fie ca grăsuț. De fapt ai dreptate. Și poate poți să schimbi locația. E nasoală situația, că nu știu unde să mă duc. Eu. Nu! Te-a prins? Încă nu. Ok. Momentan sunt bine aici, văd că n-a venit nimeni la mine. Oh my god, nu știu cum am fugit. Deci pisică, nu știu cum am fugit și mai am 1 HP. M-a prins. Bă, mai aveam 1 HP! Bă, ce zici, capitan, că dar ce sufla spre tine grăsuțul și deja erai pa. Eu am prăjitură, trag cu prăjituri din mână acum. Nu știu că nu mai țin minte ce mi-am echipat pe caracter. Am caracterul meu aici din ce văd. Ia mă, unde sunt mă vrăjitoarele? Bă, trebuia să-mi găsesc un loc mai bun din prima, știi? Nu trebuia să mă deplasez atât de mult, ce-i drept. Dar, na, poate o să reușim data viitoare, cine știe. Ia să vedem, dăm o găină pe aici, să vedem dacă e ceva în neregulă. E ca prins una. Câte mai sunt? Mai sunt 3 vrăjitoare, inclusiv pisica. Ei, da, eu am rezistat surprinzător pentru că... Și-a găsit loc bun. Nu, e chiar la vedere, dar am noroc că sunt puțin camuflată. E camuflată, bă, pisica. Ia să vedem dacă ne dăm seama. Da. Mă, trebuie să rezist un minut și un pic. Mamă, cât grăsus sunt. Doamne, ferește. Înseamnă că nu ești pe lângă mine, dar... Bă, luminează pe aici găina asta, adică... Luminează găina asta pe aici, prin zonă. Ia! A fost prinsă una dintre ele. Mai sunt 2 prăjitoare, nu? Unde sunt prăjitoarele? Acum aveți o armată de grăsuți. Păi aveam și înainte. Nu erați atât de mulți? Da. Ia. De unde luminează, mă? De unde luminează, mă? Că luminează găina asta aici. Unde ar putea să fie? Unde ar putea să fie? Că e aici, pisica. Sunt sigur că e aici. Nu știu, capitan, nu știu. Nu știi, a? Nu știu ce să zic, nu. Nu știi ce să zici. Ia! Ia! LOL, pisica a mai rămas singura! What? Unde e, mă? Ok. Mamă, ce frică. Deci pisica a rămas singura vrăjitoare existentă. Da, deci eu am avantajul că sunt camuflată, dar mi-este teribil de frică. Deci găina... Cred că a luminat o găină. Pisica e camuflată, mă. Mamă, ce frică mie. 10, 9, ha, mă, 8, unde? 7, 6. Uite, capitan, asta sunt eu. Oricum, asta vezi că dacă eu. Te... Care ești tu? Asta de aici, uite-mă. Sunt în spatele tău. Eram sus aici, pe acoperiș. Un lemn era! Te-ai urcat acolo, la mine.
Am prins-o pe pisica pe final, dar prea târziu. Dar oricum am câștigat. Bă, nu-mi vine să cred, mă, era roz. Bă, era un lemn și erai de culoare albicioasă așa, nu te distingeam de zăpadă. Nu, deci ai trecut la lângă mine, deci erai lângă mine. Nu mi-am dat seama, că am zis, bă, că e zăpadă, că e asta, hai să votăm, nu știu care. A, uite, și-au votat. Hai, te-a băgat, eu încă îți văd picioarele. What? A, acum, gata, m-a băgat și pe mine. Eu să vedem picioarele, puteai să votezi harta? Mie nu mi-a dat. Da, mie îmi dădea să votez harta, da, e asta cu turnurile, okay. Asta nu prea îmi place mie atât de mult, dar, na, acum. Să vedem. E avantaj prăjitoare pe harta asta, mă gândesc. Știi că sunt foarte multe locuri înalte. Da, asta e problema, că e destul de greu pentru grăsuți pe această hartă să poți să găsești vrăjitoarele. Pentru că tu trebuie să te urci din ce în ce mai tare, iar ăștia poate să arunce de pe turn și să coboare până jos și după aceea să ascunde iarăși. Și n-ai, l-ai pierdut, nu mai știu unde. Dar am avut ghinion și m-a dat chiar grăsuț. Asta este, încercăm să găsim vrăjitoarele. Să vedem care e situația. Chiar cea mai frumoasă prăjitoare de pe server, să știi. A, da? Da. Da, uite. Sunt o minunată. Bă, și dacă ați ajuns până aici la episod și nu ați apăsat încă butonașul de like, apăsați-l chiar în acest moment. Să strângem acolo foarte multe like-uri, da? Bun. Ele mai multe. Ia să vedem. Care ești, mă, vrăjitoare pe aici? Iar câștig și runda asta. Câștig și runda asta. Câștig și runda asta, ia să vedem. LOL, nu cred. De ce nu crezi? Deci e o prăjitoare netransformată. Da. Care face ha 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 ha. Băi, și se mișcă gura și arată atât de amuzant. LOL, nu știam că o băgă chestia asta în joc. Nici eu nu știam chestia asta. Ok, eu verific mai întâi partea de jos. Vreau să mă asigur că totul e totul e verificat, totul e ca lumea. Vreau să verific situația aici jos. Hai să vedem, prin apă ceva. Este și un turnuleț aici, micuț. Unde tot așa poate să fie. Câțiva ascunși. Dar în mare parte, din ce văd, cred că... Ia vezi. Mi s-a auzit una care o vrăjitoare pe aici prin zonă. Din ce cred eu, e că toate vrăjitoarele sunt în turnul ăla mare. Asta cred eu. Dar harta asta e chiar e nasolă pentru grăsuți. Da, e. Dacă vine acum un grăsuț la mine, m-am dus jos. Ia! Da, e vrăjeală. Deci vrăjitoarea adevărată e undeva pe aici, dar nu știu unde e. Ia vezi tu. Poate găsești. Sau poate nu. E cu vrăjeală în zona asta. Poate ceva acolo? Nimic acolo. Nu, deci mă uit așa la level. 42 un grăsuț, 43 capitan. Luminează aici. La mamă 93 prăjitoare. Păi nu o găsești pe asta. Zici 93 tu? Level. Yeah. O, salut, băiatul. Ai prins-o chiar tu. Ai prins-o chiar tu. A, da? Ăla era ăla pe care nu trebuie, nu găseam, mă? Da, 93 are level. Ok, nicio problemă. Nicio problemă. Poate reușește să găsească și el ceva, că de ascuns nu prea reuși. Poate e mai bun pe grăsuț. A luminat găina. Ia, vezi. Ia să vedem care e situația aici. Ia să vedem care e situația. Cum aici sunt prăjitoare care fac gălăgie? Bă, nu știu, mă urc etaj cu etaj și văd ce o să fie. Și zici tu că e vreo una nedeghizată? Așa am văzut, nu știu, că nu mai e aici, lângă noi. Lângă mine, ok. Uite, a luminat aici. Nu știu ce să zic, capitan. Nici eu nu știu ce să zic. Dar ideea este că mi-a luminat ăsta. Da. Aici cred că sunt ăștia. Aha. Da. Aha. E gălăgie. E, mi-a dat cu butoi de la vrăjeală. Oh, țeacă, capitanule. Ăla cred că e real. Nu era real, sau era? Ba da, l-am prins. Bravo. L-am prins pe șmecher. Deci vrea să... Deci el pica, știi? Pica de pe turn. Și vrea să mi se... Să-mi fac așa ca și cum să mi se pară că el e un obiect random care pică așa, știi, din inerție. Da, că nu mai e nimeni oricum aici. Oricum eu cred că o să câștig, eu oricum cred că o să câștig. Păi da, mă, pentru că uite, am reușit să prindem câteva, dar uite-te câte vrăjitoare mai sunt, adică... Da. N-ai ce să zici. Oh, și e și greu să te urci, uite, de exemplu, eu mă chinui puțin să mă urc. Da. Trebuie să prins cu hook-ul exact ca lumea. Așa, okay. Cred că am prins bine. Mamă, dar sunt foarte mulți grăsuți. Ok. Ia să vedem, e cineva aici? Ați prins ceva vrăjitoare? Ba, am prins niște vrăjitoare, da, dar... Da, sunteți full la grăsuți, adică... Ia. Ia. Oricum nu ne prindeți, pe mine cel puțin nu.
Bă, acum da, uite-te cât de uriașă e harta asta. Îți dai seama. Da. Ia. M-am auzit una. Am auzit și eu una. Gata. Hai că am câștigat și eu. Bă, nu-l nimeresc pe ăsta. Uite, mă, capitanul, eu sunt. Nu ești? Da, tu erai era... bolul ăla? Da. Nu bol, eram un cap de ăsta. No, nu, nu era asta. Ce dădeam eu eram fol de castron. Ai dat în mine, ai dat am în dat? Mine acum. Ok. Da, puțin. Ba, hai să vedem... Hai să vedem următoarea hai să vedem hartă. Altă hartă. Sper că nu mai votează iarăși pe asta, că votează și tu altceva. Votează altceva. Vaporul, vaporul. Vaporul, hai. Vaporul. Și asta e greuță, dar bă, decât aia... Da, asta e greuță pentru grăsuți. S-a întâmplat să se voteze de două ori aceeași hartă. Și dacă e o hartă de asta nasoală, se votează de două ori, e nasol rău de tot. Bine, da. Și asta e grea, dar măcar e mai... E diferită. Da, e mai, nu știu, e așa tot un sus, știi? Mhm. Măcar asta e o hartă cât de cât normală. Da. Acum și asta are etaje pe aici și tot felul de chestii, da? Hai să vedem. Descurcăm. Ce o să ne nu dea. Nu știu ce o să fiu. Nici eu nu știu. Eu aș vrea să fiu vrăjitoare ca să mă ascund, dar na, e în funcție de joc. Da, vrăjitoare. Ok, perfect. Ia să vedem dacă găsim o locație bună. Uite ce drăguț e ăsta, gata. Mamă, dar pot să strălucesc. Ok. Cred că e o idee. Nu e bine. Nu e bine, am picat. Și mi se pare că îți dă prea puțin timp să te ascunzi. Da, știu. Și mai ales dacă e o hartă mare și asta, n-ai timp să te ascunzi. Efectiv, e prea puțin timp să te ascunzi. Adică, na, mi-am găsit un loc de ascunzătoare, dar eu știu dacă o fi bun acum. Da. Nu știu, nu. Sper să nu mă prindă. Sper să nu mă prindă. Dacă mă prinde... O să mă supăr rău de tot. O să da, mă supăr rău de tot. Grăsuțul de 93 aici. Nu știu, cred că e un loc decent. Dar depinde dacă trece ceva prin zonă și dacă îi se pare dubios. Așa e și la mine. Dacă îi se pare dubios, da, o să mă prindă imediat. Pentru că nu e cea mai bună ascunzătoare. Dar eu totuși cred că ar trebui să rezist destul de ok. Pentru că harta este foarte mare. Dar să vedem cine trece prin zonă. Acum, na. Așteptăm și vedem. Aud ceva. Păi eu totuși mă bucur că încă mai este Witch It un joc popular pe care încă îl joacă o grămadă de oameni, adică, bă, nu știu, sunt foarte multe jocuri care se lansează, efectiv, nu știu, să zicem un an de zile sunt în vogă și pe aia, gata, au murit. Nu, bă, Witch It încă ai servere full, multe, adică sunt surprins de chestia asta și chiar bucuros și chiar dacă mai oferi susținere aici pe canal, cu siguranță vor mai apărea și alte episoade. Chiar știu că erau cred că o vară întreagă am postat Witch It în fiecare zi, dacă mai țin minte bine. Deci știu că vă place. Bun, hai să vedem. Eu o să încerc în continuare să mă ascund aici. Sper să nu mai vină nimeni la mine. Venise cineva la mine pentru o secundă. Și mamă, ce m-am speriat că o să vin aici. Mamă, a sărit unul peste altul și l-a făcut praf. L-a făcut afiș. Ok, eu am să stau aici. Sper să fie o zonă cât de cât bună. Mă uit stânga-dreapta și nu prea văd pe alții, cel puțin momentan. Dar nici eu nu văd, nici eu nu văd. Am văzut pe unul care a trecut pe aici, a sărit, dar n-a sărit pe mine. A sărit în altă parte și l-a rupt pe unul. Dar eu sunt în siguranță în zona asta. Cât de cât. Eu sunt încă în siguranță, dar oricum am emoții. Adică. Deci și eu am emoții, că nu știu care vine, din ce parte și nu știu ce o să se întâmple. Că acum, dacă să zicem că vine cineva pe tine, te descoperă, tu încă mai ai posibilitatea să fugi. Dacă ești suficient de rapid și reușești să te transformi în alt obiect, încă mai ai posibilitatea să fugi. Dar... Poți dai și de alt grăsuț. Poți dai și de alt grăsuț sau poți să nu reușești să te ascunzi la timp înapoi. Sunt mai multe, mai mulți factori. Da, încercăm. Mamă, ia uite-l și pe ăsta cum arată, doamne. Eu data trecută m-am panicat și n-am mai dat. Că eu am o abilitate specială, nu știu ce abilitate am dat equip. Dar am o abilitate specială care trebuie să facă ceva. Face abilitatea asta ceva, dar nu știu ce. Eu îmi dau cu Q și mă duc cu fantomiță așa și mă uit pe aici pe la ăștia. A, lol. Mamă, cred că o să fiu descoperit în curând, pisică. Crezi? Da. Mamă, eu uite pe unul, se transformă din... Uite, tipul ăsta are un skin interesant, e porcușor, cu urechi de... M-a prins, știi ce mi-a dat? Știi ce mi-a dat să mă prindă? Mi-a dat aspiratorul. Nu cred. Eu n-am înțeles de ce am picat, eram ușor confuz, dar m-a prins. Deci mi-a dat cu aspiratorul și efectiv m-a aspirat. Deci
Cred că e o abilitate destul de bună aspiratorul, pentru că el nu știa unde toate sunt. Obiectele din zona aia. Da, toate obiectele din zona aia el le prinde. El nu, da. El nu știa unde sunt exact. Știa că sunt zona respectivă, dar nu știa exact. Și da. Că ai prins o vrăjitoare, îți dă cu sclipici de la, știi? E nasoală treaba asta, că nu mai ai cum să mai scapi de chestia asta, că zici că da, mai fugi. Nu mai fugi de nimic, că te prinde aspiratorul ăla, nici, mai, nici nu poți să mai scapi de acolo. Orice îi face. E la un ghiveci, pe ce, vrăjeală de ghiveci? Sau... Posibil să fie vrăjeală, uite-l da. Uite-l mă aici. Uite-l mă aici, bă, pica pe acolo. Eu nu-mi cap. Gata, am încăput, că am strâns burta. Aulu. Ia stai că... Aici, bă băieți, ia. Aici unul, mă. Încerc aici, încercăm aici. Veniți cu burtoacele. Nu e nimeni aici. Nu, aici nu mai nimeni. Eu n-am abilitatea aia de burtoacă. Na, nici eu n-am. Ok, bă, deci nu e nimeni în vaporul ăsta? Nu e nimeni aici. Doar mai este o singură vrăjitoare. Una singură? Bă, nene, cum v-ați descurcat atât de bine? Da, de obicei pe arta asta știi că se, era destul de greu pentru grăsuți. Da, e deci oh, chiar era complicat rău de tot pentru grăsuți. Da, tot nu cred că o să... Ceapă, popcorn, ce tare. Ia mă, unde sunteți? Da. Una singură mai era, mă. Una mai era, ce era? Ce era, mă, ce era? Nu știu de ce s-a mișcat chestia aia. Nu știu ce era, capitan. Habar n-am. Nu știu în ce s-a ascuns. Chiar nu știu în ce s-a ascuns. Hai să vedem următoarea rundă. Am făcut și level între timp. N-am făcut încă. Am 44. Level 44. Hai să alegem aia cu plaja. Aia cu plaja dacă se votează. Plaja. Hai că s-a votat. Chiar da, chiar da. Așa că observi, lumea votează și se votează gen dacă se strâng două voturi imediat pe o hartă. Da, atunci lumea se duce, se duce toată lumea și votează harta aia. Chiar dacă ei, de exemplu, n-au vrut să voteze în mod normal pe respectivă. Da. Dacă tu dai, de exemplu, noi doi dăm două voturi imediat pe o hartă, gata, toată lumea se duce pe harta respectivă. Da. E o metodă bună ca să poți să schimbi harta, așa, știi? Așa, bun, hai să vedem ce se va întâmpla în această rundă. Nici nu știu unde să mă ascund. Bă, aici, nici eu, dacă mă dă vrăjitoare, habar n-am unde m-aș putea ascunde. Și nu sunt vrăjitoare, sunt grăsuți. Deci ia, e ok. Capitan. Ce vrei, capitan? A, și tu ești grăsuță. Da, sunt. Da, și care e faza? Că mă gândeam, zic, bă, dacă mă dă vrăjitoare, nu știu unde să mă duc. Dar nici eu nu știu cum. Nici eu nu mai știu. Vezi pe diferite butoane, poate. Nu mai știu cum răgâi. Ce faci? Nici eu nu mai știu. Bă, dacă știți de pe ce buton se răgâie în jocul ăsta, scris în comentarii. Că nu mai știu. Ia, unde s-a deschis? Aici. Ia să vedem. Am dat găina, că mai sunt unii. Ia, 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 că luminează aici. Ia, ia. Upa, pe aici e grijă. Vezi că dă cu vrăjeală. Ia, e scheletul. Unde? Fugi, 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 fugi. A dispărut, s-a transformat în ceva. Vezi că s-a transformat în ceva în zonă. Gata, da, l-a prins. Bravo. Ok. Doamne, doamne. Ia să te vedem. Te-am luat rapid fire. Trag cu viteză foarte mare. Bravo. Ok, vezi că vrăjitoarele când le omori, îți dă câte ceva. Da, știu. Și merită să iei. Eu am luat asta de la tine, că nu l-ai luat de pe jos. N-ai nimica. Ia. Ha! Probabil că mai mult XP. L-am da, prins. Da. Gata, mi s-a dus. Ia uite ce greu trag acum. Ma. Bă, e barca! Ajutați-mă! Unde, 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 unde? Bravo! Da, da. Ți-am luat eu rapid fire-ul. N-are nimic, n-are nimic. Ia, 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 că am auzit unul! Am auzit și eu, am auzit și eu. Pernă, pernă! Yes! Bravo, bravo, bravo! Mamă, ce mi-i prind! Ia! Profesor în... Ia, ia să vedem. Profesor de Wichit. Da. Facem antrenamente. Participăm la campionate de Wichit. Cum ar fi să existe așa ceva? Cum ar fi să existe? Campionat de Wichit. Bă, ce drept, noi ne șicăm de mult timp Wichit. Prăjitoarele versus grăs. Da, chiar. Noi ne șicăm de la începutul Wichit-ului, cum ar veni. Da, da, da. Vede, nici nu era foarte popular pe vremea aia. Nici nu era popular jocul ăsta când s-a lansat prima dată. Nu era popular deloc. Și... Noi pe vremea aia l-am jucat pentru că mie îmi plăcea conceptul acesta, știi? Da, 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 știu, știu, știu. L-am făcut și eu pe canal. Da, 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 conceptul nu este unul original, vine din Prop Hunt de pe Garry's Mod. Dar este foarte bine implementat și atunci e fan de jucat. Ce și e așa drăguț cum, da, cum e grafica și... cu un setting atât... amuzant. Știi, adică... Da, adică e un joc de relaxare, nu un joc competitiv, exact, exact. Să te frustrezi în vreun fel sau ceva. Și mai ales că primești iteme de fiecare dată când adică faci level. Adică eu nici nu mă supăr, să zicem că dacă mă prinde sau ceva, nici nu mă supăr, asta e. Dar, na, mai e, adică
De exemplu, să zicem că mă prinde cineva și zic ceva de genul, bă, imposibil să mă fi prins, este imposibil așa ceva, știi? Se poate întâmpla să ai o ascunzătoare și pe aia să vină unul și să zici, a, nu cred că există hack-uri sau ceva pe joc, sau poate nu știm noi. Nu știu ce cred. Să zic, dar nu știu de ce ai vrea să folosești la un joc de genul ăsta. Da. Gen, totul e de fan, adică cu ce te avantajează pe tine dacă îi vezi pe unii, nu știu, prin pereți sau... Bă, să știi că poate mai sunt, adică hartă. Cel puțin pe alte jocuri există, dar... Da, pe alte jocuri înțeleg, gen, dar... În rest, la un joc de genul Witcher, nu înțeleg de ce da, folosești sau cum e Roblox. Da, eu sper că nu există, de ce vrea dar... să folosești... Cine știe? De ce ai vrea să folosești hack pe Roblox, de exemplu, știi? Asta nicio nu da, sunt unele niciodată. Jocuri în care nu cred că e atât de distractiv să folosești hack, dar... Păi nu, adică... Nu. Ia okay. Să vedem. Bine, poate vor să crească în level sau habar, nu știu. Păi da, dar tu, de exemplu, pe Roblox ai... Minigamer de fiecare dată. Vrei să te joci săptămâna asta un simulator, te joci. Vrei săptămâna viitoare un tycoon, te joci un tycoon. Oricum există sisteme de astea ca să-i prindă, știi, gen nu... Da, știu, adică nu merge chiar... până la urmă. Îi merge până... poate odată și pe aia, bam, da. Știi? Dar... Știu. Na, să sperăm că nu există pe Wii așa ceva. Dar da. Voi poate știți mai bine, voi vă jucați mult mai mult decât noi. Așa, eu mai avem două vrăjitoare, mă, două vrăjitoare și nu le găsesc. Dacă îți vine să crezi așa ceva. Bine, level 7 și level 9, unde-s la pe vedere? Pe asta zic că e level mic și nu mi se pare că ar fi... Una. E os, era os aici, mamă, și nu-l nimeresc. Mamă. Yes! Bravo! Una singură mai rămas, dar... Mamă, deci i-ai dat hook și l-ai omorât. Da, i-am dat una de... m-am simțit și eu. Interesant. Bun, asta a fost episodul de azi, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați acolo multe like-uri și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pa!